Posteritatea s-a hrănit îndelung din opera lui. Lucrări, doctorate, cărți, toate scrise într-o limbă nisipoasă, care nu făceau decât să-l îngroape. Ia uite. Fulgerând între cauză și efect, spiritul eminescian pendula firesc pe cel mai mare arc de gândire teoretică și poetică, de la cauza causarum, la termenii finalității, între germinația și extinția universului. Afară. Sau, absolut la întâmplare, aducând pe căile deschise tipului stilistic această unică sinteză de absolut stăpânit și organizat cu adâncimi care îl depășesc și pe el, absolut odios. Cel mai bun omagiu pe care îl putem aduce lui Eminescu e să citim opera. Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el sub anumelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă. Eminescu a cumpărat un caiet cu lacăt, în care să treacă pe curat creațiile care îl mulțumeau, cele pe care le simțea împlinite, fără fisură. L-a purtat cu el îndelung, prin călătorii, trăsuri, odăi, cufere. Caietul însă a rămas alb. La toate poeziile lui ar mai fi schimbat un cuvânt, o rimă, măcar o virgulă. Așa că nu s-a încumetat să scrie niciun rând pe firele lucioase de hârtie velină ale caietului cu lacăt. Chiar și în ziua morții avea în buzunar o variantă la stelele în cer. Cine știa câta variantă? Nu e carte să înveți ca viața să aibă preț, ci trăiește, chinuiește și de toate pătimește și ai să auzi cum iarba crește. Un asemenea revolver ar fi fluturat Eminescu în acea zi, de 28 iunie 1883. O zi neagră pentru el. Adevărul că nici pentru România nu era o zi mai veselă. Trebuia semnat tratatul secret cu Austro-Ungaria. Iar articolul 4 al tratatului anula absolut orice fel de intenție unionistă cu Ardealul. Cu două săptămâni înainte, în ziarul Timpul, Eminescu acuza furios politica de maghiarizare a românilor din Transilvania. Era convins că semnarea tratatului secret inițiat de Germania cu acordul Carol I va anula absolut orice fel de posibilitate unionistă. Sureșitat la culme, începe să flutere revolverul. Clienții se înspăimântă, doamna Capșa, care e chiar aici, la fereastră. Eminescu începe să strige: la toate astea e un singur leac! Să-l împușc pe rege! Scena este povestită de Grigore Ventura, care pretinde că apără viața doamnei Capșa. Drept urmare, stai! Îi spune lui Eminescu să se ducă la Cotroceni, la palat, să-l împuște acolo pe rege. La palat, la Cotroceni, Mircea, repede, hai! La Cotroceni nici urmă de rege. Carol venea rar și stătea puțin aici. Ziarul Timpul avea abonament la o agenție de presă cu informații asupra activității casei regale. Prin urmare, Eminescu, coordonatorul partidului politice, nu avea ce să facă la această poartă. Grigore Ventura este cel care a intoxicat saloanele bucureștene și o parte din biografi cu versiunea tentativei lui Eminescu de a-l asasina pe rege. Acum nu o să cădem și noi în capcana minciunilor lui. Birjar, la Capșa! Hai să ne întoarcem la Capșa, să lămurim lucrurile. Eminescu pornise spre Capșa de asediul societății Carpații, principalul for unionist. În urma presiunilor maghiare, autoritățile române tot încercau să o închidă, chiar și în dimineața asta de 28 iunie 1883. De peste un an, poliția secretă austro-ungară știa tot. Miraculase până și pe șefii societății. Sub deviza noi prin noi, cei 1364 de membri ai societății plănuiau mutarea graniței de la Carpați la Tisa. Eminescu era înscris printre primii. I-a adus pe Slavici, pe Creangă, pe Veronica. Intențiile lor însă erau raportate de Ocășanu, informatorul Ocășanu. Vedeți? Semnătura lui Grigore Capșa și însemnele masonice. Foarte discrete, foarte discrete, dar prezente peste tot, în tot salonul. Majoritatea junimiștilor erau masoni. Bine, mai puțin Eminescu. La Capșa se întâlnea toată crema politicii, toți oamenii importanți.
28 iunie 1883, ziua cea neagră despre care vorbeam. Eminescu, de fapt, a venit aici să se întâlnească cu șeful legației americane, instalat la etaj. Eugene Schuyler, despre el este vorba. Era un diplomat american care poetul deja se întâlnise de câteva ori. Eminescu lucrase 2 ani în legația României de la Berlin. Cunoștea protocolul diplomatic, cercetase scrisori și coduri secrete. Avea toate motivele să încerce să-l contacteze acum pe Eugene Schuyler, mai ales în acest context internațional extrem de tulbure. Austro-Ungaria amenința regatul României cu întreruperea relațiilor diplomatice. Saloanele șopteau că Germania trimitea telegrame cifrate privind intervenția armată. Întâlnirea cu șeful legației americane n-a fost încurajatoare. Sau poate n-a fost deloc. Viața lui Eminescu are prea puține date certe. Cea mai mare parte e povestită din surse indirecte și părtinitoare. Ziua de 28 iunie 1883 apare diferit în jurnalul lui Maiorescu, Slavici și altora. Iar ei au scris-o și rescris-o părtinitor. Nu vă voi spune tot adevărul despre viața lui Eminescu. Și nici nu-l veți găsi în nicio carte. Oricât ar fi ea de bine scrisă. Adevărul deplin despre Eminescu se află aici, în palma mea, volumul de poezii. Să-l deschidem. Nu, nu acum. Acum încă mai avem treabă. Ne așteaptă trăsură în față la capșă. Ne duce la băile Mitrașevski de pe strada poliției. L-au băgat în cămașa de forță 3 prieteni. Cei cu care el credea că luptă pentru unirea cu Ardealul. Noi. Ce? Niculescu. Niculescu. Fiind informat de domnii G. Ocășanu și V. Sibelescu că amicul lor, domnul Mihai Eminescu, virgulă, redactorul ziarului Timpul, ar fi fost atins de alienație mentală, virgulă, că s-au dus la stabilimentul de băi din strada poliției numărul 4, de acum 8 ore, am găsit pe... Am găsit pe nenorocitul Mihail Eminescu, dezbrăcat. Am fost silit să-l îmbrăcăm în cămișolul de forță și astfel l-am condus Institutului Caritate. Cu concursul domnilor Ocășanu și Constantin Simțion. Tocmai urma să se mute la Simțion, iar Ocășanu, un spion, informatorul poliției secrete austro-ungare. De peste un an dădea rapoarte despre adunările unioniste în care Eminescu era tare înflăcărat. Atât de înflăcărat că nu mai avea voie să calce în Transilvania. Și-a pus și hainele în apă la spălat. Cu Simțion, Eminescu se întâlnise dimineață, la sediul Societății Carpații, care era amenințată de poliție. Iar acum Simțion se aliază cu poliția ca să-l aresteze pe Eminescu. Și cum să nu nebunești? Poliția motivează cămașa de forță prin faptul că Eminescu și-a îmbrâncit amicii ca să-i dea afară. Imaginați-vă scena. Eminescu e gol, roșu ca racul, buimac, trezit din somn, fără nimic uscat pe el. Poliția intră și începe să caute pistolul, proba de lezmaieste, care justifica arestarea. Dar pistolul nu există decât în delațiunea lui Ventura. 3 prieteni îl bagă în cămașa de forță. Ocășanu, mai știți? Spionul poliției maghiare. Și e trimis la nebun. Să se calmeze. Uitați-vă ce scrie polițistul în procesul verbal.
Am zis numitului Eminescu că n-are să sufere niciun dezagrement, că trebuie să se calmeze. Și drept răspuns, se repede la amicii săi și la servitoarea baiei, îmbrâncindu-i pe ușe, aruncându-se în baia plină cu apă. Stropea pe oricine voia să-l scoată afară. Și să vă mai spun că data procesului verbal era cu 4 zile înainte de arestare și cine știe ce s-a întâmplat de fapt. Afară! 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 Ieșiți afară! Ieșiți afară! Lăsați-mă în pace! Ieșiți afară! Toată clasa politică îl voia cu călușul în gură. Articolele lui deranjau coteriile interne și aranjamentele oculte externe. N-aveau cu ce să-l șantajeze. Nu se lăsa corupt. Spunea lucrurilor pe nume. Cu strălucire. Ce te faci cu unul care nu se lasă de fel mituit? A nebunit Eminescu. Asta era știrea zilei purtată de Ventura în saloane și gazete. Eminescu ironizase adesea producțiile lui Ventura din Gazeta Puterii și îl demascase într-o afacere cu creditul mobiliar. Ventura se strecurase în societatea Carpații unde forța o ruptură. Se infiltrase într-o lojă masonică și în tot felul de comitete și comiții. A fost răsplătit cu un loc în Parlament. Acest nebun și ticălos indiscret, cum îl numea Maiorescu, era detestat de toată lumea și folosit de toată lumea. A ținut primul necrolog la înmormântarea lui Eminescu, vorba lui Vlahuță. Într-o țară cu atâtea nulități triumfătoare, un poet atât de mare și cinstit nu putea să moară decât într-un spital de nebuni. De jumătate de an, Eminescu se lupta cu o depresie cruntă. La cât era trupul de slăbit și nervii de întinși, nebunia putea fi soluția. Nu destul că amicii de la Societatea Carpații însoțiseră poliția ca să-l aresteze. Dar aici, la Casa de Sănătate a doctorului Șuțu, îl internează Maiorescu, care a rezervat de la prima oră internarea. Da, Maiorescu, omul providențial, cel la care cinase de nenumărate ori. Iar timpul crește în urma mea. Mă întunec. Din seara de 28 iunie 1883 începe intoxicarea cu doze uriașe de mercur și alte tratamente chinuitoare. Coșmarul durează 6 ani. 6 ani în care Eminescu învață să moară. Fișa lui de internare nu mai există. Nici cea de externare. Sunt foarte puține date rămase despre Eminescu. De aceea viața lui este atât de controversată. Nu se știe nimic nici despre starea sănătății sale. Nici măcar data nașterii nu este cunoscută. O fi 15 ianuarie 1850 sau 14 decembrie 1849. O fi 15, o fi 20. În actul de deces, doctorul Șuțu, care l-a tratat 6 ani de zile, îi greșește vârsta cu 5 ani, făcându-l mai bătrân. Îi greșește numele tatălui. Iar ca martori, nu găsește decât 2 analfabeți. Pe gândurile noastre, pe suflet, s-a pus bruma. La autopsie, creierul lui de 1,5 kg, exact ca lui Schiller, nu era ros de sifilis. Asta probează eroarea medicală. 6 ani de zile îi fusese administrat mercur degeaba. Administrarea mercurului provoacă depresii, printre altele, delir și pierderea memoriei. Înaintea morții se credea Matei Basarab. Oferea frunze în loc de bani. Cele 4 grame de mercur injectate zilnic, adeseori 7, ar fi ucis un om mai slab de înger. Eminescu însă a rezistat 6 ani. Moartea lui s-a datorat, de fapt, pietrei primite în tâmplă, în curtea azilului Mărcuța. După autopsie, creierul este abandonat pe un pervaz, la soare, într-o vară toridă. Apoi este aruncat la coș, tocmai de Gheorghe Marinescu. Se grăbea să plece din țară. Ai noștri tineri, la Paris învață. În momentul în care creierul lui era zvârit la coș, la Belu curgeau necrologele. Convoiul funerar a condus de 3 prim-ministri. Vedeți dumneavoastră,
între doliul național și creierul din coș. Se cască această prăpastie dintre cum mimăm că ne pasă de valorile naționale și ce facem de fapt cu ele. O moarte, un secol cu sori înfloriți, când viața e un basm pustiu și urât. Orice ar fi fost, nu bolile lui Eminescu contează, mai degrabă bolile neamului său. Ce contează cu adevărat e să-i citim opera, poetică, publicistică, dar s-o citim, s-o citim, s-o citim cu adevărat. Mai toate orașele țării au câte o stradă, Mihai Eminescu. În București, strada Eminescu spune povestea orașului și a țării. Blocuri din secolul 18, 19, case noi cu buget mare, frontoane de termopane, calcane vechi care de-abia așteaptă buldozerul, opulență și kitsch, rafinament și jeg, păduchi și strălucire. Și pentru că toate astea trebuiau să aibă un nume, li s-a spus strada Mihai Eminescu. Astăzi să-ți iubești țara e atât de provincial, mai ales pentru lumea bună cu pașaportul plin de vize care nu vede granițele din avion. Iar pe hartă nu caută România, ci Europa din dreptul Americii de Nord. E tot mai old fashion să vorbești românește. Intelectualul subțire nu mai frecventează patriotismul. Elitele se conformează tabieturilor office și ciugulesc engleza cu ifosele cu care în vremea lui Eminescu până și subretele ronțeau franceza. Și atunci ce ne mai trebuie nouă un român dedicat cu patimă cauzelor limbii sale și țării sale? Ce ne mai trebuie un om dedicat unor cauze expirate? Ce nevoie mai avem de Eminescu? La momentul internării, Eminescu era puțin cunoscut ca poet. Până în 1883 publicase doar 30 de poezii. Celebritatea lui se clădise pe articolele din Timpul. Cine a ajuns în Parlament? Țărani? Nu sunt. Proprietari? Nu. Învățați? Nici cât negru sub unghie. Fabricanți? Numai de palavre. Meseriași? Nu. Ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, capete de șarte, leneși care trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic. Ciocoi boieroși și fuduli, mult mai înfumurați decât neamurile cele mai vechi ale țării. De acolo pisma cumplită pe care o nutresc aceste nulități pentru orice scânteie de merit adevărat. Niciodată în țara noastră nu s-a văzut clasă guvernantă mai prosperă, mai grasă retribuită și mai îngrășată ca clasa guvernantă de astăzi, pe când generalitatea oamenilor de muncă suferă de strâmtoare. De parcă politicienii de azi ar veni direct din România secolului XIX. Cam aceleași afaceri corupte. Pornise campanii împotriva gheșeftarilor politici. De exemplu, transporturile. Afacerea căilor ferate costaseră de 3 ori prețul lor real. Finanțate pe bani publici, ajung proprietatea lui Strusberg, un prieten al lui Bismarck. Prin urmare, protejatul lui Carol. Pentru Bismarck, România însemna mai puțin decât un pahar de bere gol. Și în plus, Anton de Hohenzollern, tatăl lui Carol, era acționar majoritar la societatea Strusberg. O vreme, redacția Timpului s-a mutat aici, pe Covaci. Iar Eminescu critica rău puterea liberală, dar rău de tot. Însă, la fel de rău îi critica și pe conservatori. Era dezamăgit de junimiștii care se lăsau miluiți, mituiți cu funcții publice. Petre Carp, de exemplu, da, accepta de la Brătianu funcția de ministru în Viena. Iar Maiorescu a primit și el o sinecură. Avocat al statului. De la cine? De la același Brătianu. Junimiștii negociau la sânge portofoliile din guvern. Excepțional. Iar compromisurile conservatorilor îl înfuriau la culme. Și mai potoliți-l pe Eminescu, vă rog. Scria iritat Petre Carp lui Maiorescu. Maiorescu fusese și el atacat frontal în pagina coordonată de Eminescu. Așa că îndepărtarea poetului din spațiu public
era convenabilă întregului spectru politic. După plecarea lui Eminescu, ziarul s-a dat cu puterea, mai ales după semnarea tratatului secret cu Tripla Alianță din octombrie 1883. Tirajul s-a prăbușit. Timpul nu mai conta. Duse erau vremurile în care Eminescu, Slavici și Caragiale plecau de la o ședință de redacție împreună. Dacă aș fi fost garson aici la Iordache, cu un veac și jumătate în urmă, aș fi dus cafelele. Aș fi tras cu urechea. Poftiți, domnul Caragiale, domnul Slavici, domnul Eminescu. Slavici povestește despre faptul că bune sunt numai vorbele și formele gramaticale pe care le înțeleg toți românii. Cei trei făuritori ai limbii caută ferecătura frazei, interpunctuația. Cum, nu știți ce e interpunctuația? Este gesticulația gândirii. Dacă o fi să îmbătrânesc, să-mi spuneți moș virgulă. L-auziți pe Caragiale? Conu Iancu chiar acum, în momentul acesta, îl tachinează pe Eminescu întrebându-l: ce mai face Moftangiu de Cant? Când trei minți de un asemenea calibru se întâlnesc la o masă cu prietenie, în istoria unei națiuni se petrec momente unice. De fapt, asta e istoria unei națiuni. N-a avut niciodată o casă a lui. Târa aceste două cufere prin tot Bucureștiul. Strada Speranței, Caimatei, Biserica Enei, Buzești, Știrbei Vodă. Avea mereu degetele pătate de cerneală. Finisa îndelung articolele cu amărăciunea care ratează principala lui datorie, poezia. La ce mângești hârtia în șiruri măsurate? S-o dai pe-a caracudei mânuri nespălate? Și pierzi a ta viață și creierul îl storci, zvârlind mărgăritare în troaca unor porci. Învăța cu disperare limbi străine, vie și moarte. Latina, ferro, fers, ferii, ferimis. Ca să nu mai vorbim de greacă sau sanscrită, albaneză, franceză, germană. Nu se putea instala în propria limbă, decât privind-o și din exterior, prin fereastra altor graiuri. Știa că nu noi stăpânim limba, ci limba ne stăpânește pe noi. Iar că să apuce toate frâiele limbii române, trebuia să încerce și hamurile altor graiuri. Gata, gat, groapă, gropă, grumaz, gurmaz. Pentru Maiorescu, studiul albanezei era indiciul clar al nebuniei lui Eminescu. Dar albaneza e una din cele mai vechi limbi europene. Pătimaș al graiurilor, până la manie și dincolo de ea. Eminescu căuta izvoarele cuvintelor. 11 cămăși, 5 lei și 50 de bani, 2 cămăși de noapte, 7 perechi de izmene, ciorap, prosoape, batiste, 12 gulere. Nu era sărac, cum se spunea, de vreme ce ducea la spălat 12 cămăși. S-au găsit 80 de note diferite, cu hainele duse la curățat pe parcursul câtorva ani. Practic, un sfert din veniturile lui se duceau pe curățătorie. E drept că umbla neglijent, fără pălărie, ceea ce era un scandal în epocă. Maiorescu, odată, a traversat orașul fără pălărie, fiindu-i smulsă de vânt. Reacția solanelor: am nebunit, Maiorescu! Vă închipuiți ce spuneau despre Eminescu? Care nu săruta mâna cu coanelor atunci când ne saluta. Sau nu-și dădea jos pălăria, în rarele ocazii în care purta melon. Și mai rău, îmi plac cu mâinile în buzunare și nu le scotea. Da, dar când se îndrăgostea, descoperea eleganța, jobenul, dansa vals de minune. Când îl vedeau prietenii cu jobenul, strigau: hai, a
a venit Veronica. În viața mea, un rai în asfințire, se scuturau flori albe de migdal. Un vis purtam în fiecare gândire, cum lacul poartă o stea pe orice val. A fugit de la Cernăuți la Blaj, la fratele său, apoi la Sibiu. A străbătut țara în lung și în lat. A mers cu căruța, dar mai mult pe jos. A mâncat unde a apucat. Era fericit. Eminescu a fost tălpașul acestei țări. A căutat-o în toate cotloanele. A cercetat-o de la țăranii cei mai săraci până la Casa Regală. În 1878, regina i-a tradus câteva poezii lui Mihai Eminescu. Haideți să vedem ce spune Carmen Silva în jurnalul ei personal. Îmi amintea de Manfred și de Faust, de chipurile palide și răvășite ale marilor romantici. Mi-a sărutat grăbit mâna, privindu-mă cu o privire potolită, dar pătrunzătoare, ce voia parcă am secătuit spiritul. Mă compătimi că nu cunoșteam îndeajuns Moldova lui natal. În toată viața mea, el a rămas pentru mine imaginea poetului însuși. Nici acelui blestemat, nici acelui inspirat, ci a poetului aruncat dezorientat pe pământ, nemai știind cum să regăsească aici comorile pe care le poseda. Când i-am lăudat versurile, a ridicat din umeri. Versurile se desprind de noi ca frunzele moarte din copaci. Regina îl servește ea însăși cu o ceașcă de ceai. A băut ceaiul cu sete. Trăsăturile feței trădau oboseala unei tinerești trăite fără bucurie. Mi-am dat foarte bine seama că din tot ce i-am oferit în timpul vizitei, ceașca de ceai pe care i-am servit-o eu însă, am fost singurul lucru care i-a făcut plăcere. Ceva ce semăna cu sentimentul unui zeu servit de o muritoare. Mai toți scriitorii români s-au raportat la opera lui Eminescu. Tot ce s-a scris până acum în România stă sub semnul fragmentarului. În afară de Eminescu, totul este aproximativ. Cioran, recunoaște Stușeul. L-au cercetat cu pasiune Călinescu, Iorga, Perpesicius, minți providențiale. Toți mari poeți români, Nichita, Blaga, Arghezi, i-au recunoscut drepturile de autor asupra limbii române. Ochii mei s-au uitat în ochii lui Arghezi, care s-au uitat în ochii lui Eminescu. E vorba de o vedere fizică, tulburată de dragostea de vers de Eminescu. Iar manualele îl îngroapă. Sunt scrise în păsărească aceea pe care Eminescu o detesta atât de mult. Ia ascultați. Existența zbuciumată a poetului, nefericirea și suferințele îndurate au sădit de timpuriu în sufletul său sentimentul zădărniciei vieții. Dezamăgit și obosit, cu speranțele și idealurile risipite, poetul i-a mai rămas un singur dor, moartea. Sau infiltrațiile unor elemente de filozofie schopenhaueriană, kantiană sau budistă și stoicismul lui Hyperion, schopenhaueriană. 15 litere. Bietuierev, nici nu mai poate spune, dar aminte scrie. Găinațul porumbeilor de pe creștete e mai drag decât cuvântările politicienilor. În iez de ianuarie, în anii aceia cu iz electoral. Pare mut, dar ascultați-l ce le spune el politicienilor și chiar și celor de astăzi. Dacă port cu ușurință și cu zâmbet alor ură, laudele lor, desigur, m-ar mâhni peste măsură. În articolul Independența, evoca basmul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Fiul împăratului se întoarce acasă la el, din tărâmul nemuririi, după sute de ani. În mijlocul orașului găsește o statuie care îl reprezintă. Le spune oamenilor că e vorba de el,
Oamenii nu-l recunosc. Insistă, insistă, încearcă să-i convingă. Oamenii spun că e nebun. Mitul a înghițit creatorul.